Toate aceste nemulțumiri ale noastre, acumulate pe baza acestei legi, ne-au făcut aseară să ne bucurăm foarte mult când am aflat că, mă rog, onorata Curte Constituțională a declarat iar neconstituțională și această lege a educației naționale pe care guvernul a vrut să ne-o impună. Cam toată lumea știe, nu cred că spun eu acum o noutate, că de fapt în spate se află o mare miză politică în interiorul coaliției de guvernare. Și de acolo s-ar putea să ne vină și nou norocul să fie respinsă de Curtea Constituțională. Nou vreau să spun celor din învățământul preuniversitar, în primul rând, să fie respinsă legea. Să sperăm că acum onorații guvernanți vor respecta pașii obligatorii pe care trebuie să-i parcurgă această lege. Cu dezbatere publică, dezbaterea, nu știu dacă o relua dezbaterea în Camera Deputaților a noi forme pe care guvernul și-a asumat răspunderea sau o vor lăsa pe cea adoptată anterior de Cameră și vor continua dezbaterile în Senat. S-ar putea așa să se întâmple, să continue dezbaterile în Senat pe proiectul sau pe legea adoptată de Cameră. În orice caz, noi în continuare ne punem speranța ca în Senat, în Comisia de Învățământ, unde sunt și oameni cu scaunul la cap și care pot să judece mai bine lucrurile, o să fie acceptate și unele amendamente pe care noi le trimitem cu insistență pentru viitoarea lege a educației naționale. Nu de alta, dar vrem cu adevărat ca această lege să permită realizarea unei reforme în învățământ și, repet, nu suntem împotriva reformei și nici a unei noi legi, cum și insist cu repetatul, cum susțin unii dintre colegii noștri de la etaj, chiar doamna inspector general, nu e nicio problemă, și vrem ca ea să aibă o durată de funcționare mai lungă, nu legii făcute pentru 2-3 ani și vin alții apoi să le modifice. Dacă se acceptă și amendamentele noastre și e dezbătută de societatea civilă, e dezbătută de public, eu sunt convins că va căpăta o legitimitate, legea asta va căpăta o durabilitate mult mai mare.